Dacă ar fi să ți se propună un job în sistemul penitenciar, ai da frâu acestei oferte? Nu te grăbi să vii cu un răspuns. În locul tău o vor face cei care de ani de zile sunt încadrați în sistem, iar alegerea ce au făcut-o li se pare una corectă și chibzuită. M-am simțit întotdeauna o persoană respectată, m-am mândrit întotdeauna cu ceea ce fac, cu faptul că sunt angajat în sistemul penitenciar. Întotdeauna m-am bucurat, consider eu, de autoritate față de colegi, cât și de prietenii de viață. O primă zi a existat în viața fiecărui angajat din sistem. Cum au depășit-o, ne povestesc chiar ei. Nu cunoșteam în ce reprezintă sistemul penitenciar. Am venit tot la o îndrumare de la o rudă, încearcă să se activeze în sistemul penitenciar, poate este ceva care te reprezintă. Intrând pe ușa penitenciarului, la angajați se observă responsabilitate, se observă disciplină. Sunt situații când sau probleme când de serviciu, când este greu și fizic parcă vrei să dai mâini în jos. Dar de fiecare dată încercam să depun cât mai mult efort. Și am trecut pe situație. Cariera de activitate, eu cred că mi-am făcut-o la 100%. Primele zile am avut impresia că am nimerit într-un film, da, gratile, formele la colaboratori, modul cum se reprezintă. Am studii superioare în domeniul pedagogic, am activat 5 ani în școli și am revenit aici. Am fost profesoară, în orice profesie trebuie să fie disciplină. Și trebuie să dai dovadă dacă ți-asumi responsabilitatea, dar nu în orice domeniu, că ești profesor, că ești angajat la penitenciar sau ești medic. Trebuie să faci față. Ecaterina are doar 22 de ani, învață la Catedra Militară, iar de un an de zile este angajată în funcția de gardian. Закончила военную кафедру и учусь на право. Думала или в полиции, или в пенитенциарную систему. Первая моя рабочая неделя была очень сложно, непривычно, все новое, заключенные так близко. И было очень страшно, непривычно. Мне нужна работа в пенитенциарной системе, так как тут стабильность, стабильная зарплата, стабильная работа. Ты помогаешь людям исправиться, ты помогаешь им принять свою ошибку. Это жизнь, это заключенные постоянно меняются, приезжают уже постоянно новые, и им надо привыкать, и нам надо как-то им помочь освоиться здесь. Татăl, dacă ar fi fost în viață, s-ar fi mândrit cu ea. Я думаю, папа бы мной гордился, потому что это ответственность, и просто так с улицы безответственных, пьющих, наркоманов сюда не возьмут. И если человек работает на госслужбе, значит он кто-то из себя представляет. Curios lucru, în sistem aleg să muncească mulți tineri dedicați meseriei. Primul lucru care ți se va cere este să înveți buchia legii, iar în acest sens Vladimir Scurtu îți va oferi lecția teoretică și practică, pentru că este persoana care știe, din propria experiență, cu ce se mănâncă această meserie. El are misiunea de a instrui personalul nou angajat pentru a cunoaște cadrul normativ. Sunt angajat în cadrul sistemului penitenciar din 1998. Am lucrat tot timpul în diverse penitenciare, penitenciarul numărul 15, penitenciarul numărul 4 din Cricova. Reîntorcându-se în penitenciar pentru a-și executa obligațiunile de serviciu, el nu poate pur și simplu să lucreze necunoscând actele normative și felul cum să acționeze în diverse situații. Tot din primele lecții de cunoaștere a unei noi realități, un angajat este obligat să știe capcanele unei celule model. Fiecare angajat nou în sistem face cunoștință cu celula model, da? Începe întâi de la cum privești condamnații, cum deschide vizieta, cum comunică și apoi cum deschide ușa, da? Și respectiv cum intră și poziția dumnealui la intrarea în celulă. Noi angajați preiau practica cum corect efectuează o percheziție, cum corect se efectueze controlul tehnic a celulei, cum corect se poziționeze față de condamnați și ascunzișurile. Celula dată este dotată cu foarte multe ascunzișuri. O lucrare manuală făcută, confecționată de condamnați, însă scopul ei este de a tăinui un telefon mobil, iată, se deschide, da? Și în
dispersitura dată, vedeți, se poate de tăinuit un telefon mobil. La prima vedere, o simplă priză unde se poate de conectat același radio ori televizor, însă la o examinare mai minuțioasă observăm că în priză este tăinuit un telefon mobil. Treptat, ghidați de cei mai buni profesioniști, ne dăm seama că fiind după gratii, uităm de frici, iar ceea ce vedem în jur devine parte din realitatea unei meserii. Angajații din sistem trebuie să fie buni comunicatori, stăpâni pe sine, echilibrați și în măsură de a interveni în situații de urgență. Apropo, nelipsite în sistem sunt abilitățile psihologului, persoane care știe și poate să te asculte, dar și să te îndrume corect. Am activat 10 ani într-o organizație care avea cu totul alt specific și mi-am dorit o schimbare. Căutând o ofertă pe piață, am găsit acest job care m-a tentat și sunt angajată jur de 2 ani. Este o experiență deosebită, una frumoasă. În instituția noastră activează mai bine de 200 de angajați și astfel am grijă de starea lor de bine, ofer suport emoțional angajaților, colegilor mei, nu doar pe plan profesional, dar și pe plan personal. În momentul în care lucrătorii din penitenciare au curajul să spună lucrurilor neînțelese din viața lor pe nume, Veronica Moraru simte că poate fi utilă colegilor săi. Pur întâmplător îmi căutam un job, eram după universitate, universitate de stat. Pur întâmplător din prieteni am aflat că în cadrul sistemului se poate de angajat ca specialist psiholog. Era foarte greu, fiindcă o altă lume, da? Și să nu uităm că anii 2000 și în Republică, adică nu era simplu de tot, da? Cu atât mai mult în penitenciar. În 18 ani, condițiile de detenție și condițiile de lucru a angajaților s-au schimbat radical, da? Însă și încăperile, confortul emoțional a angajatului, adică s-a lucrat foarte mult pentru a-l favoriza, pentru a activa cu succes și a avea careva rezultate. Venind în ședințe, încetul cu încetul i-au văzut lucrurile stau altfel, beneficiile unei ședințe și astfel eu vreau să le mulțumesc pentru încrederea și deschiderea lor, deoarece este foarte important în timpul unei ședințe că ei să se deschidă, să poată să vorbească despre lucrurile care îi deranjează, despre dificultățile care ei întâmpină în timpul serviciului, astfel să se degajeze și toată energia negativă, tot disconfortul să-l lase la serviciu, astfel acasă plecând fără dificultățile pe care ei le au la serviciu. În spatele uniformelor se ascund oameni cu pasiuni. Un alt tânăr care s-a regăsit în profesia de psiholog muncește în secția de reintegrare socială din 2014. Am făcut practică la penitenciar. Făcându-se practica o lună jumate, mi-a plăcut. Eu sunt o persoană cu... nu pot sta locul, iubesc ceva nou. Iubesc să comunic cu persoane. Adică îmi place uniforma. Iar în timpul liber este arbitru de fotbal în divizia națională. Arbitrez meciuri din campionatul Republicii Moldovei. Arbitrez timp de 10 ani. De la copiii mici m-am ridicat la mai maturi și am ajuns la Divizia Națională a Republicii Moldova. Are în fața lui deținuți care se află după gratii de ani buni. Unii dintre ei revin repetat, iar rolul lui este unul educativ. A munci în sistem înseamnă mai întâi de toate să accepți că disciplina și corectitudinea trebuie să fie parte din modul tău de viață. Am avut ocazia să compar activitatea care am desfășurat anterior în sfera organizațiilor neguvernamentale, în sectorul civil și cel din sistemul administrației penitenciare, desigur, un alt context decât cel care l-am avut până la s-a simțit. Deci, însăși faptul
unor cerințe la nivel de comportament, conduită, port a ținutei etică a unui angajat în cadrul sistemului administrației penitenciare. Atunci când profilul angajatului vorbește și despre o anumită experiență, cunoștințe, atitudine și valori care sunt declarate și de care ținem la nivelul sistemului administrației penitenciare, în mod normal ai și o așteptare că urmează să fie și rezultate bune în activitate. O calitate de bază a angajatului este să împărtășească cu ceilalți colegi valorile comune. Este un lucru care ți se dă mai ușor atunci când ai parte de o echipă, în care unul gândește pentru toți și viceversa, toți gândesc pentru unul. Fiind în interacțiune zilnică cu persoanele private de libertate care se confruntă cu diverse probleme psihosociale, în mod normal te pune în gardă însăși atmosfera și climatul propriu-zis moral-psihologic în care te pomenești ca și angajat. Tinerii sau cei care doresc sau să gândesc să vină în sistemul administrației penitenciare, în mod normal trebuie să înțeleagă faptul că la penitenciar, deci se muncește în echipă. Deci faptul că prin îndeplinirea atribuțiilor funcției, de fapt contribuim în a sprijini, ne sprijini reciproc ca și specialiști. Astfel, rolurile care revin fiecărui angajat sunt bine repartizate, astfel ca să se completeze reciproc. Deci lucrul este unul în echipă, prin asta se poate real de făcut față, însăși acestei presiuni care există, recunoaștem, în locurile de detenție. Dar, iarăși, prin formare profesională continuă, prin participarea la cursuri de perfecționare și asistența din partea colegilor din diferite sectoare de activitate, deci putem contribui, de fapt, la realizarea mai bună a sarcinilor, îmbunătățirea, hai să spunem așa, moral-psihologică a angajatului propriu-zis din penitenciar și plus care poate asigura o evoluție în carieră. Sistemul administrației penitenciare solicită specialiști de diferite profesii, atât juriști, economiști și finanțe, pedagogi, de asemenea ceea ce ține de asistenți sociali, psihologi. De fapt, prin asta și se formează acel, să zicem așa, acea echipă care se completează reciproc. Activez în penitenciarul 11-12 ani, ca kinolog de 7 ani jumate. Cei din afara penitenciarului, oamenii civili de la partea cei de gard, au percepții greșite despre penitenciar. Cred lucruri poate care nu sunt corecte, dar ei se greșesc cu toate astea. Noi suntem oameni cât sunt oameni și activăm ca și ei la alte întreprinderi, noi activăm la penitenciar. Și e un lucru foarte interesant, e o carieră. Recomand mulțor tineri să se angajeze la servicii penitenciar. La noi în sistem sunt foarte multe oportunități pentru alte servicii. De exemplu, la mine fratele activează ca psiholog. Este o profesie a oamenilor cu caracter, care văd în ceea ce fac zilnic mai mult decât un loc de muncă. Perioada aceea, 2006-2007, erau tendința foarte mult din partea tineretului că plecau peste hotare și așa magii spun că nu m-am gândit și eu la aceasta. Fapt. Dar am activat în anterior, am fost încadrat în Ministerul Justiției, în cadrul serviciului Arhivă și după aceasta am trecut concurs și am fost promovat am trecut concursul la funcție de psiholog. Era tentat în primul rând că era lucru cu oamenii și mie mi-a plăcut întotdeauna acest fapt în primul rând și plus nu știu, era un gen de activitate, mulți poate se fereau, dar vă spun, mie întotdeauna mi-a plăcut psihologia, criminologia mi-a plăcut și mi-era interesant să încerc în această sferă. În primul rând trebuie să domini valorile profesionale, nu valorile personale. Dacă ești destul de echilibrat, dacă îți faci foarte bine meseria, dacă înțelegi foarte bine motivele pentru care deținuții ajung în sistemul penitenciar, și săvârșesc aceste infracțiuni, atunci mai greu te afectează tot ce se întâmplă. Maria Zaporojan este de 12 ani angajată la penitenciarul numărul 11 din Bălți. La prima vedere este o fire sensibilă, dar în spatele acestei feminități se ascunde un munte de voință.
Acum, la moment, suntem după o tură de noapte și suntem la post pentru executarea ultimilor pași în exercitarea atribuțiilor funcționale. Serviciul de noapte presupune acele ore, conform legislației, de la ore 10:22 seara până la 7 dimineața și presupune un efort mai mare din cauza că organismul nu este obișnuit ca să activeze în regimul care este și de zi. Aceasta este un exercițiu de voință pentru fiecare persoană. Ca și caracter, nu m-am gândit niciodată că am să activez în cadrul sistemului de administrație penitenciară. Asta a fost o surpriză așa acordată de viață pentru mine, vă spun sincer. Apropo, femeile vor și vin să muncească în sistem, iar unele dintre ele de mici s-au visat în uniformă cu epoleți. De ce au ales să facă această carieră în domeniu? Este întrebarea frecvent adresată. Chiar dacă nu întotdeauna sunt înțelese și susținute de apropiați, se ambiționează în dorința de a demonstra că pot să se remarce într-o lume care, la prima vedere, pare a fi mai mult a bărbaților. Mi-am urmat visul din copilărie. Știam întotdeauna ferm că voi ajunge să activez în sistem penitenciar și tot ce am făcut până ajunge în sistem a fost pașii care i-am urmat, studiile, practica care am făcut în sistem penitenciar. Nu știu de unde a apărut ideea asta în capul meu, că voi fi purtător de epoleți, dar știu când mă întrebau părinții, bunei, ce o să devii, eu spuneam că o să fiu ofițer. Bine, nu știam că anume în sistem penitenciar voi activa sau în altă structură, dar știam ferm. Contrar tuturor stereotipurilor, la noi femeia este pusă în justa valoare în sistemul nostru penitenciar. Găsim în sistemul penitenciar și femei care ocupă funcții de conducere, femei care sunt angajate la funcții de agenți, care își execută cu drăzenie și cu mult curaj atribuțiile funcționale. Finisasem universitatea și a fost o posibilitate de a acorda o asistență medicală pacienților ceva mai deosebiți, care sunt limitați de libertate. Diferite momente au fost din partea rudelor, prietenilor, colegilor care au rămas în Ministerul Sănătății și au venit în Ministerul Justiției. Au fost cu wow, nu te temi, nu ți-e frică. Alții, pe din contră, m-au încurajat. Totuși, realizez profesia mea de medic, indiferent de statutul pacientului, da? De ținut sau persoană civilă, vârstnică. Îmi realizez faptul că prestez serviciile medicale și, hai să zicem, și sistemul penitenciar de care va beneficii. Activând aici, avem posibilitatea de a participa și a continua studiile medicale, participând la diverse cursuri de perfecționare. Profesia și cariera în sistemul penitenciar, pe lângă responsabilități, oferă multiple motive pentru a fi aleasă de tineri. Un salariu constant crescător pe măsura evoluției în carieră, dreptul de a se perfecționa, de a continua studiile, schimb de experiențe cu colegii din alte țări. Cel mai important lucru însă este că acest job îți oferă siguranța prezentului, dar și a zilei de mâine. Iată de ce oamenii din sistem sunt și buni familiști. Chiar recunosc, în primul și în primul rând, am fost iarăși mult susținut de către familie. Deci când ai acea căldură sufletească când vii acasă, parcă deja se face o vizibilă și ziua de mâine. De aceea mi-a fost ușor să planific viitorul. Chiar faptul că s-au născut acești trei copii minunați pentru noi a fost numai o bucurie. Întotdeauna am avut încredere de ziua de mâine, că ei vor crește, noi vom avea acea răbdare și putere să-i creștem, să-i învățăm. Am rămas să lucrez în sistemul penitenciar. Nu, niciodată nu m-am gândit să plec undeva pe hotare. Timpurile s-au aranjat, salariile se plătesc și se plăteau la timp, salariile întotdeauna au mers spre creștere și atât numai aceasta m-a și făcut pe mine chiar să iau și un credit, având încredere că voi avea posibilitate să-l achit la timp, fapt care m-a și ajutat foarte mult să-mi construiesc și o casă, să avem și noi acoperișul nostru, masa noastră. Îmi place că tata este punctual și că este grijuliu.
Adică tot timpul strădui ca tot să fie pus la locul lui, în casă să nu fie dezordine, să fie totul la locul lui aranjat și are grijă tot timpul ca să nu întârziem noi undeva. La dânsul la Sergiu este așa o zi unde aduc copiii la lucrul ăsta de Crăciun. Și de multe ori mi-a plăcut mai mult. M-am simțit foarte bine acolo, m-am distrat cu copiii și mai mici și mai mari și de vârsta mea. Unde lucrezi eu, la pe? La penitenciarul, unde oamenii învață sfibă. Ce sfie? Penitenciar. Penitenciar ești, da? Oamenii din sistemul penitenciar își poartă cu demnitate și mândrie uniforma.